Dragnea rupe tăcerea în fața judecătorilor, cum se aprind dosarul angajărilor fictive. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus, miercuri, la Înalta Curte de Casație sublinierei Justiție, unde este audiat în dosarul în care este judecat pentru instigare la abuz în serviciu sublinierei instigare la fals intelectual, alturi de fosta sa socie sublinierei de fost subliniere angajații ai Gazprom Teleorman, ce respinge categoric toate acuzațiile care i se aduc, pentru ce se consider nevinovat. El este audiat la acest or, la mai bine de 4 ore de la începerea procesului, timp în care a asistat la audierea a 3 dintre martorii din dosar. Magistrații au început audierea lui Liviu Dragnea după ora 1400, în condițiile în care liderul PSD a cerut să fie audiat ultimul. Am înțeles acuzațiile care îmi sunt făcute, dar le resping categoric, pentru ce mă consider nevinovat, a susținut Liviu Dragnea. El a spus că în perioada la care se face referire în dosar era presubliniere dinte al Consiliului Județean Teleorman sublinierei al organizației județene a PSD, susținând că nu a avut o relație privilegiată cu niciuna dintre cele două inculpate, Adriana Bororogeanu sublinierei Anisa Stoica. Liderul PSD a susținut că pe Anisa Stoica a cunoscut-o la o manifestare de partid, la care au fost discuții sublinierei cu presa locală, iar jurnal sublinierei au spus că PSD Teleorman are nevoie de o mai bună comunicare, informează newsro. Pe Botorogeanu o cunosc subliniere tem dinainte de 2004. De la partid, era la unul dintre birourile parlamentare. Pe Stoica am cunoscut-o la o manifestare de partid, nu subliniere tiu dac la Camera Deputaților, parcă era un congres sau ceva de genul ăsta. A fost o discuție cu colegii de partid sublinierei cu presa locală care venise. Era o discuție informală, lucruri politice. S-au spus câteva păreri de la presă, cum ce PSD Teleorman ar avea nevoie de o mai bună comunicare. Eu, sublinierei colegii mei am spus. Numai subliniere tiu cine exact. Sunt totuși subliniere eu gerema de ani, din 2005 la 2006, îmi este greu să spun. În lume, cred, cei din presă au spus ce necos. Am spus ce nu avem bani nici să angajme consultant, nici să angajme la partid, pentru ce nu aveam bani. Dacă îmi permiteți, am auzit sublinierei astăzi, s-a tot discutat despre activ de la partid, a spus Dragnea în instant. El a susținut că în acea perioadă la o organizație județean de partid nu era nevoie de oameni care se muncească zilnici, de dimineața până seara. Dacă îmi permiteți, am auzit sublinierei astăzi, s-a tot discutat despre activitatea de la partid. Pe atunci, la o organizație de subliniere an de partid nu era ca la o fabrică, să fie oameni care se muncească în fiecare zi de dimineac până seară, eventual în două schimburi. Astăzi sunt organizații județene care angajează.
Ulterior, nu subliniere tiu dacă la Consiliul Județean, eu îmi amintesc ce la sediul de partid, a venit doamna Stoica, ca o continuare a discuției de la acel eveniment politic ce se discută despre cum s-ar putea face o colaborare de partid cu dumneai, a afirmat liderul PSD. Întrebat de către magistraci de ce a venit tocmai ea, dintre atâția jurnale subliniere T care erau la acea discuție, Dragnea a răspuns, nu subliniere tiu, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar la sediul de partid veneau inclusiv oameni care nu aveau studii superioare, dar voiau să fie directori de fabrici. Liderul PSD a afirmat ce discuția pe care a avut-o cu Anisa Stoica nu a fost una lung subliniere I ce a transmis ce dacă dore subliniere te să fie angajat la partid nu el este cel care face angajet ci secretarul de partid, dar ce nu crede ce se poate realiza asta, însă nu este nicio problemă dacă vrea să colaboreze voluntar cu partidul. El a negat ce i-ar fi spus Anisei Stoica să meargă să se angajeze la DGASPC subliniere I ce nu a intervenit în niciun fel pentru ca aceasta să fie angajată acolo. Ulterior, după ceva timp, nu subliniere tiu cât, când am avut o subliniere din ca la sediul de partid, era sear cred, după subliniere din C, era foarte mult lumea acolo, mulți colegi din cadrul BPN, alți membrii, nemembrii care erau în fața sediului. La un moment dat, doamna Stoica mi-a spus ce trebuie totuși sublinierei să ai bun venit sublinierei dacă nu se poate angaja la partid. Eu i-am spus ce, din câte subliniere tiu, nu se poate angaja sublinierei am recomandat să în sublinierei caute un loc de muncă, pentru ce nu poate rămâne în bază partidului pentru venituri stabile. Nu i-am cerut doamnei Stoica să meargă să se angajeze la DGASPC sublinierei în fapt să rămân la partid. Nu am vorbit cu nicio persoană din DGASPC, din nicio altă instituție pentru ca doamna Stoica să fie angajat, a susținut liderul PSD. De asemenea, Dragnea a negat acuzațiile ce ar fi determinat-o pe directoarea DGASPC, Floarea Alesu, să le mențină în funcție pe cele două persoane, Anisa Stoica sublinierei Adriana Botorogeanu care lucrau la PSD, referitor la acuzația ce am determinat-o pe Floarea Alesu să mențină în funcție cele două persoane. Inclusiv să se opereze ca vechime în munt perioada în care în realitate sublinierei au des subliniere urat activitatea la sediul județean al partidului, necategoric o astfel de determinare sau influencare. El a mai spus ce nu subliniere tia ce cele două nu merg la serviciul la DGASPC sublinierei nici nu i-a spus nimeni. Le vedeam când aveam birou permanent județean, o dată sau de două ori pe lună, a susținut el. Întrebat când a aflat sublinierei de la cine ce cele două erau angajate la DGASPC, Dragnea a răspuns, cred ce de la Botorogeanu am aflat la un moment dat în acea perioadă. Despre Stoica nu mai subliniere tiu, îmi este greu să fixez. Eu, în general, întrebam colegii cu care mă vedeam, ne întâlneam la partid, evenimente. Eram preocupat dacă au un loc de punct. Le spuneam ce la partid fac voluntariat, partidul nu va aduce bani.
La acest or, continuă audierea liderului PSD. Înaintea acestuia au fost audiați Anisa Stoica, inculpat în acest dosar, sublinierei Timotei Stuparu, fost secretar al PSD Teleorman, sublinierei Nicu subliniere Or Gheorghe, fost sublinierei F de serviciul ADNASP Teleorman.